Hai să vă băieți și bine ori găsit la un nou videoclip. În videoclipul de astăzi o să joc cu skinurile mele de 300 de gemuri în Duels. Știu că s-a dus game modul ăla, dar am videoclipul filmat de ceva vreme, așa că n-am găsit de fapt gen ziua potrivită în care să postez gen videoclipul ăsta, așa că am zis să-l pun pe ziua de astăzi, nu știu exact când, dar știu că este dus deja game modul de ceva timp, așa că dacă vă place episodul ăsta, apăsați butonul de like și desigur să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, pentru că mă ajută pe mine mult și asta fiind spuse, haideți să vedem ce am reușit să facem în duel ăsta și să luăm niște win-uri cu skin-urile astea de boss. Deci primul skin cred că o să fie ăsta pe beat. Bine, mi-am pus și celălalt doi brawler care tot au skin-uri de 300 de gemuri. Deci doar brawler care au skin-uri de 300 de gemuri. Așa că hai să vedem dacă reușim să facem ceva cu beat ăsta. O, aparent e o Eve, care e Eve default. Ciudat, în fine. O, stai că mor și eu. Stai, am vrut să zic că e foarte low Eve, dar n-am văzut HP-ul meu. Ok, cred că nu ducem tare bine. Oh, nice, m-a crashat Whist la ultimată, ceea ce este bine. Nice, ok, perfect. Bine că o juca foarte, foarte agro acolo. Putea să mă moare, adică chiar au avut șanse, dar important este că am bătut-o eu. Sunt better player. Avem aici un Byron, care mi-a dat deja 3 hituri. Bă, dar ce mă nimeresc cu ăștia? Deci sunt better player oamenii ăștia. What the heck, România se întâmplă. Ok, bă, oricum pot să-l ba lejer, adică cel puțin ar trebui să-l ba lejer pe Byronul ăsta. Am și 3 gadgeturi și măcar nu știu pe cine ar trebui să le folosesc. Cred că pe Pam sau pe B, nu știu. O să dau aici unul în caz de ultimată. Și a dat gadget sau? A dat și ultimată și a dat și gadget acolo. A vrut să încerce ceva, bine că mi-a dat TP-ul totuși. Acum, dacă le-au niște hituri, ar fi super. Am Byron, vrei să ieși tu niște hituri în cap? Ok, perfect, 1. Perfect, hai mă că l-am demolat pe săracul Byron, n-a avut nicio șansă. Avem acum o Penny care s-ar putea să fie destul de tricky, dar o să-mi pun tureta mai agresiv, sincer. Nu cred că a fost tocmai cea mai bună idee. De fapt, ba da, că am speed-ul, o să-mi dau HTP. Nice. Pentru că avea butoiul ăla și nu vreau să risc. Acum nu știu exact unde e. Oh, nice. Am omorât-o. Ok. Băi, nu știu, destul de close meciul ăsta, dar haide să trecem direct la următorul. Mai eu când m-am referit că a fost trans meciul ăla, mă refeream că aproape am bătut Penny, dar în fine, hai să trecem aici direct cu boss-ul ăsta de 300 de gemuri, care e skin oribil. Oh, avem un Gale, Gale Flandă, nice. A luat aici niște hituri, perfect. Stai că poate l omor lejer aici. Sau poate nu-l mai omor. Ba da, l-omor. Stai că-i dau, că am minele, dar e mort. Ok, perfect. Avem acum un Spike, cred că pe Spike aș putea eu să-l bat destul de lejereanus, dar dacă are cărvol, are cărvol, e GG, adică n-are, nu cred că are nicio șansă, sincer vă zic, e destul de ușor să te ferici de cărvol, are 900 HP sau cât are, momentan m-am fe... Ride fiecare cărvol, ok. Bun, e pus în colț în teorie, așa că hai totuși să-l... Bă, nu știu de ce... Adică m-am concentrat pe vorbit și în loc să-l dau după el, efectiv am stat și m-am uitat la el. Nu. Ok. Și trebuie să am puțin mai multă grijă. O să-mi iau aici ceva damage, dar cred că pot să-l bat, sper. Și-a pus al doilea cactus. Mă, câți cactus pui și tu? Nice. Era aproape să mor. Ce-i drept, era aproape să mă bată. Dar avem acum un Pocofleandă. Nu știu, o să pun minele acolo. Cred că e destul de aproape ultimat, de ultimat acest Pocofleandă. Și-a dat gadget, ok. Cred că nu mai are gadget-ul. Nu, azi mor, da. Wow, bă, stai puțin că mă bate Poco, dar nu că n-are nicio șansă, că avem aici Tick Pam, că mai am și două gadget-uri, deci plus turetă. De fapt, ce stai mă să stau așa, de mă bag direct în el, ce, că n-are ce să-mi facă. Aruncăm o turetă în cap, bam, bam, îi dăm eventual și un gadget să-i furăm toate hiturile și Pocofleandă de aici mort. N-are nicio șansă Pocofleandă de ăsta contra noi. Suntem mult prea boși, mă. Rusnac. E clar că e rusnac. Termina și cu Bo. Hai să trecem la... Bun, mai băgăm o fisă. De data aceasta luăm Crow. Cu Bo aproape am făcut 3 kill-uri, așa că am zis să nu-l mai jucăm. Deci luăm Crow pe Mortis. Desigur o să jucăm și Mortis. Cred că, nu știu, ori meciul ăsta, ori meciul viitor. Depinde dacă ne bat băieții ăștia. Griff ar trebui să fie destul de lejer, sper, adică cel puțin cât timp nu mă nimerește ar trebui să fie foarte lejer, perfect, da, nicio șansă, niște Wiggle acolo și l-am dobor pe băiat, nu știu, cred că s-a sinucis mai mult pentru Piper, că gen și-a dat gadgetul ăla, dar
Piper s-ar putea să mă bată, ce-i drept. Mai ales dacă îmi dă un gadget. Nice. Bă, măcar nu și-a folosit gadget, nu știu de ce. Putea să facă kill foarte lejer acolo, dar acum sunt și eu aproape de ultimată. Aș putea să-i dau și un gadget, sincer să fiu, dar aș prefera să le păstrez. Trofeu sau... am rămas o... N-ați mort. Ok, bă, sincer cred că puteam să joc puțin mai bine pe asta. Adică puteam să-i dau un gadget și după care îmi faceam ultimata și săream în el. Dar hai să fiu greedy, așa că din nou ocupăm asta grăsană. Avem turret, o să o punem aici, nu vreau să rez nimic de data asta. Îmi dă cam mult damage Piper. I-am dat și eu ceva acolo. E destul de low. Bamă. Stai, bă, mă bate ăsta. Deci nu pot să cred așa ceva. Nu știu dacă mai are gadget, nu sunt 100% sigur. Dar știu că cel puțin două și-a folosit. Nu știu dacă mai are încă unul. În fine. Trebuie să mă regenerez, nice. N-am nicio șansă acum. Mai am 3 gadget, deci măcar nu le-am folosit gadgeturile astea. Dar nu mai am nicio șansă acum. Perfect. Avem spike-ul ăsta care ar trebui să-l batem noi destul de gen, mai ales dacă are curveball, cred că îl putem, rupe puțin. Exact, are curveball. Da. Îi urez mult noroc să mă nimerească, hai că am zis-o. Ne-am dat acolo 3 hituri, 4. Ar trebui să fie destul de low, nice. E foarte low, 300 HP, e one hit ăsta. E one hit, mai avea un gadget, și l-au folosit foarte, foarte prost. Ok, destul de nice. Mamă, era și destul de gen... grăsan băiatul. Let's go, ultimul match. Am luat de data aceasta Mortisul. Să vedem dacă facem ceva cu el. Ar fi ceva dacă am reușit să facem niște kill-uri, nu știu. Pentru că are tara la final. Dar poate Maxul și Gina am putea să-i batem. Dar desigur nu vreau să mă bag. Momentan o să aștept eventual zona. Pentru că e Max, poate oricând să-și dea un gadget ceva. Mi-a folosit și eu gadgetul la Iurea. Am crezut că o să stea aici și mă bag în el un alta, dar na, ok. Ceva de merge acolo, bă, el își cam dă din atacuri, dar poate acum. Ok, și-a dat un gadget, bine că n-a tankat un hit acolo. Adică, cred că n-a tankat niciun hit. Dacă tanka unul era foarte oribil pentru că mă bătea foarte lejer. Dar important este că l-am bătut, sunt aproape de ultimată. Chiar la un hit aș putea eventual să eu să mă bag în genul ăsta. Ce-a fost pulul ăla? Hai totuși să-l omorâm dacă se poate. O să mai aștept eu să-și dea un hit și după care mă pot băga. Nice, perfect, n-are rost să-și dea oricum gadget. L-am bătut, am făcut două kill-uri cu Mortisul pe Tara. Nu cred că am nicio șansă să o bat. Cel puțin nu cu Mortis. Pentru că băiatul e și destul de aproape de ultimată. Deci cel mai probabil o să mor foarte, foarte rapid dacă e să mă bag. Așa că nu știu, eventual pot să-i dau niște bait la hituri. Dar sunt și la 3 hituri distanță de ultimată. Bă, nu știu ce să zic. Chiar nu știu. Bă, nu cred că am șanse, dar totuși o să încerc. Dacă nu, oricum o batem cu Boss sau cu Crow, o distrugem puțin. Important este că mai are și gadgeturi. Deci nu știu exact ce pot eu să fac și la gadgeturile alea. Totuși acum și-a dat un hit. Ok, încă unul. Hai mă să ne băgăm. Ce-o fi, o fi. Și-a dat pull. L-a dat în abis, fratele meu, pull-ul ăla. Dar tot m-a bătut, nu știu, îmi dă efectiv mult prea mare counter. Am star power-ul greșit pe Bo. Nu că ar conta chiar atât de mult, o să-i punem minele aici. Ok, bă, mă, cam presează bine rău. What? Tara? Stai mă că și-a pus și gadget, ia uite la el. Stai mă că îl omor, îl omor. Nice, mă. N-a avut nicio șansă băiatul meu cu Tara. L-am demolat puțin, încercat să fac 1000 pe Tara, dar nicio șansă, n-ai șanse contra... Da, păi cam atât cu videoclipul de astăzi. Sincer, cred că a fost prima dată ce am jucat gen pe duels ăștia. Ok, modul ăsta, de fapt vreau să zic. Cred că trebuia să joc și eu puțin mai mult. Are un game mode destul de distractiv, dar unele hărți sunt cam nasoale, sincer, așa că mă bucur că am prins-o pe asta și chiar am și avut ideea să filmez, bă, de ce nu? Nu este ideea mea originală, am văzut-o gen videoclipul ăsta la Crimeman în care și el își flexa skin-urile 33 gemuri tot aici în duel, așa că am zis și eu să fac varianta gen românească de flexa skin-uri, pentru că poate unora o să vi le placă, poate unora nu, deși mai aveam și skin-ul al albastru pe Crow, ăsta mai exact, puteam să folosesc și pe acesta, dar am ales Phoenix Crow că este mult, mult mai ok decât prostia aia albastră.
Și desigur, astea fiind spuse, noi ne revedem data viitoare, să aveți o zi sau seară faină, depinde când vedeți acest clip, numai bine, pa, pa!